Antonio o tot tachinează pe Maria legat de kilogramele în plus pe care le-a acumulat de-a lungul competiției și la un moment dat i-a spus acesteia că atunci când o să fie însărcinată, crede că și Maria a zis să nu, că nu vrea să explodeze și că o să aibă grijă la alimentație. Antonio glumea și spunea că o să facă dita mai capul și a zis că nu există așa ceva și că a fost foarte frumoasă atunci când era gravidă cu Amir iar Antonio a răspuns cred și eu la 19 ani că arătai bine. Dacă la începutul relației părea așa că fie ce o fi, de fapt au și declarat asta că nu își fac mari speranțe, trăiesc clipa și vor vedea ce va fi pe mai departe. Iată că au ajuns să vorbească și despre copii și despre o sarcină. Acum nu cred că se gândesc imediat cum ies din competiție să-și facă un copil, dar uh, au asta în plan, uh, se gândesc la un viitor uh, împreună, să vedem dacă vor face și marele pas în finală.